www.ex-press.ro. Ia pulsul Moldovei. Premierea școlilor. Doamna profesor Carmen Dimitriu, Colegiul Național Mihai Sadoveanu. Doamna profesor Carmen Apostol, Liceul Teoretic Miron Costin Pașcani. Domnișoara profesor Daniela Simion, Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino. Doamna profesor Centea Liliana, Colegiul Tehnic de Căi Ferate Unirea. Organizatorii pentru frumusețea momentului. Le mulțumim celor care au gândit, au aprobat și mai ales celor care au finanțat acest proiect. Mulțumim administrației locale. Domnul profesor Gheorghe Spiridon, Liceul Economic Nicolae Iorga. Profesor Maria Petrovici, Liceul Tehnic Mihai Buțiu. Doamna profesor Maria Adavidoae, Școala Gimnazială Luca Pașcani. Pentru tot ceea ce faceți pentru noi elevii și suntem mândri că suntem elevi la școlile dumneavoastră și în numele tuturor elevilor de Pașcani vă mulțumim frumos! Mi-am cam pierdut din Elan, Elanul ăla aveam atunci, așa că rămâne să mulțumesc
pentru diploma acordată și să felicit și să mulțumesc organizatorilor, primăriei și Consiliului Local, pentru faptul că s-au gândit la acești elevi care reprezintă performanța învățământului pășcănean, să dea Dumnezeu să devină această inițiativă o tradiție sau în traducere liberă, să vă țină Dumnezeu în rabu și felicitări, iar copilor un călduros la mulți ani, să le zicem, că e și ziua lor, succes, multă sănătate și să dea Dumnezeu la anul această sală să fie plină de olimpici, încât primăria să facă împrumut ca să poată acorda premii. Așa, bun. Părinților, multă sănătate, putere de muncă și ca să-și educe copiii, să-și îndrume pe, alături de școală să fie factori educativi, pentru că școala și familia, după cum bine știm, sunt cei doi factori care îndrumă pașii copiilor în viață, îi orientează în viață. Bunicilor, multă sănătate și să dea Dumnezeu viață lungă, să vină și la festivitatea de premiere a strănepoților lor. Da. Vă mulțumesc! Trebuie să aduc întâi mulțumiri organizatorilor și celor care au gândit acest proiect. A fost un moment de corelare perfectă între proiectul de finanțare al primăriei, între această zi minunată care este ziua copilului și, în general, proiectele de excelență pe care ni le-am propus la nivelul Pașcaniului. Dacă Inspectoratul Școlar Județean a venit în ajutorul orașului nostru și în sprijinul părinților și elevilor cu finanțarea acestui centru de excelență, iată că domnul primar Pantazi și cu consilierii domniei sale s-au gândit să finanțeze și să sprijine olimpicii noștri. Astăzi s-a dovedit că în fiecare școală există copii buni, există părinți care educă bine pe acești copii, există în primul rând profesori și directori buni. Și astăzi valorile acestea s-au unit într-o zi minunată, care este ziua copilului și care ne dă sentimente bune și ne amintește că încă din copilărie trebuie să fim buni, să fim ambițioși, dar că avem și nevoie de sprijin. Mulțumim, domnule primar, la mulți ani de ziua copilului și multă sănătate părinților și copilor. La fel ca și colegii mei, doresc să mulțumesc organizatorilor, domnului primar, domnului viceprimar, doresc să mulțumesc în mod special domnului director Carmen Apostol, care a coordonat acest eveniment și cu care am lucrat într-un mod excepțional. Vă mulțumim! Copiilor, ce să vă spun, sunteți poate cei mai buni din Pașcani, ați demonstrat-o și la școală, și în competiții, și la olimpiade, și pe scenă, ne-ați încântat cu un program artistic minunat. Stimați părinți, dumneavoastră ne susțineți în tot ceea ce facem. Noi, cei care lucrăm în școală și vă educăm copiii, nu avem decât să vă exprimăm mulțumirile noastre. Copiilor, mult succes în continuare, o vacanță de vară plăcută, pentru că se apropie, nu trebuie să uităm de ea, și chiar dacă este mai norat afară, o splendidă zi a voastră de 1 iunie, la mulți ani, dragi copii, și toate cele bune să vi se întâmple numai vouă. Deja s-au spus foarte multe lucruri. Nu știu ce aș putea să mai adaug. În numele Liceului Tehnologic Mihai Busuioc vreau să mulțumesc domnului primar, să mulțumesc administrației locale pentru această zi minunată oferită copiilor, oferită nouă cadrelor didactice, oferită directorilor școlilor și părinților. Vreau să urez succes și să felicit toți copiii și elevii care astăzi au fost premiați. Le doresc la mulți ani, prilejul zilei lor,
Mult succes în continuare și sperăm ca la anul să fim mulți mai mulți aici pe scenă. Felicitări și mulțumim încă o dată! Mulțumim încă o dată tuturor celor care au făcut posibilă această întâlnire. La toate mulțumirile care s-au spus astăzi, trebuie adăugat totuși această bucurie a noastră care ne-a făcut-o, în primul rând, domnul primar și apoi Consiliul Local, elevii noștri, părinții noștri, profesorii noștri și nouă, în ultimul rând, așa cum spunea și doamna director, directorii noștri. Suntem o comunitate care are un cuvânt de spus în cadrul județului, în cadrul țării și, de ce nu, și pe plan internațional. Am să vă urez din suflet un la mulți ani, indiferent de vârstă, de la 0 până la 100 de ani, pentru că până la urmă toți rămânem copii în sufletele noastre. www.ex-press.ro Ia pulsul Moldovei.